Lucrurile nu sunt pregătite. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, un cort. Și după ce mă voi duce, voi veni, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. După a doua venire a lui Hristos, putem vorbi de sărbătoarea corturilor. Pentru că ea semnifică eliberarea finală. Poporul lui Dumnezeu este cu ramuri în mâini, este biruitor, biruitorii fiarei, ai numărului ei, biruitorii păcatului, biruitorii fricii, în ceruri vor intra numai cei biruitori și care se vor bucura de mântuirea adusă de Hristos prin lucrarea lui. Dragii mei, în câteva cuvinte am făcut un galop peste ce semnifică sărbătorile Domnului, în frunte sau țintind ultima dintre ele fiind sărbătoarea porturilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă pace și bucurie. Nu-i neapărat să fiți de acord cu ce v-am spus eu, dar vă invit să verificați cu Sfânta Scriptură, să cercetați, ca iudeii din Tesalonic, care spunea, au primit cuvântul și s-au dus acasă să cerceteze. Da. Dumnezeu să ne ajute ca să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și sărbătorile acestea au o semnificație extraordinară. N-ar trebui aruncate ca fiind fără valoare, dar nici să le punem acolo unde nu este cazul. Să le așezăm acolo unde le-a așezat Dumnezeu. Domnul să fie lăudat. Amin.